Și e ora, doamnă casieră. Da, Albert. Văd că respect să strictețe voi, la revedere. Cum să nu, Albert? Așa m-am învoit. Cu 3 minute înainte de ora 2 sunt clopoțelul. Așa pot juca până în ultima clipă. La 2 se întorc la lucru, la magazinele unde sunt salarie. Și așa ne trece timpul. Aproape trecut și anul ăsta 1911. Suntem în 15 aprilie. Locuim noi în Paris, doamnă Mirmea, dar aici, în cafeneaua asta mică, îi ducem viață. Fără, nu te simți sostenită câteodată să stai așa toată ziua la casă? Cum să nu, Albert? Dar tu? Tu nu te simți sostenit să servești toată ziua clienții? Ia spune. Doamnă, nu zic că e ușoară meseria asta de kelner, mai ales că fac treaba asta toată ziua și o parte din noapte, de unul singur. Da, nu-mi displace cafeneaua asta mică. M-am obișnuit cu ea. Eu o să mă duc să iau masa cu bărbatul meu îndată ce domnișoara Ivon va veni. Îmi ține ea locul astăzi. Da, domnișoara nu se prea grăbește. Ce-ai spus? Am spus domnișoara nu se prea grăbește. Dar cu ce aer spui asta? Ce? Nu-ți place domnișoara Ivon? E tare drăguță. Nu că nu mi-ar plăcea, dar nu pot să o sufăr. O cunoști ca și mine și știi cât îi face piele. Te ia de sus de parcă ar fi cocoțată pe turnurile de la Notre Dame. Și de ce, mă rog, fiindcă eu sunt kelner și mea e fata patronului? Da, Albert, câți ani are drăguța dumneavoastră? Nu mai e foarte tânără. 30 trecuți sau? Cam pe aici, între 40 și 45. Știți, am unele datorii morale față de dânsa, față de Edviga. Edviga? Știți? N-am știut că o cheamă așa, dar cu ce se ocupa? E cântăreață. Cântăreață? Nu e jet-be-jet franțuzaică. Acum conduce orchestra de la expoziția artelor mobilierului. Nu par prea fericit, Albert. Ce-i cu tine? Doamna Mirmea, ce să spun? Știi doar că n-am fost kelner toată viața. Da, știu, sigur că știu, dar cum ai ajuns kelner? Asta nu știu. Copilăria mea s-a scurs. Nici n-ai să crezi, într-un castel, cu un parc imens, cu niște copaci mari, cu niște pajiști grozave în verdele lor. De aceea uiți câteodată că ești kelner. Adevărat. Dar domnul care mă luase la curte, doamna Mirmea, ce respectabil era, ce venerabil. Nu o să mă crezi când ți-ai spune că acestui venerabil domn i-a venit într-o bună zi gândul să facă înconjurul pământului. Ei, nu! Să exploreze, cum zicea el. Eu n-am prea înțeles atunci ce vrea el să spună cu această explorare. Acum însă nu m-aș da nici un lătru să plec în explorare. Adică să văd, să pipă eu locurile unde s-au întâmplat atâtea mari evenimente. Unde au trăit și cum au trăit toți cei care le-au dat naștere. Și unde e acum acest domn? E, aici. Sunt 5 ani de când a plecat. În primul an primeam câte o scrisoare din când în când. Când a venit momentul în care intendentul n-a mai avut bani pentru întrezirea mea, a trebuit să plec, să vin la Paris, unde, mulțumită instrucțiunii, creșterii, îndemânării și inteligenței mele, am găsit un loc de kelner. Din local în local am nimerit aici la domnul Philibert. Aoleu, ce-mi văd ochii? Băi de mine, ce-i cu tine? Ce-i pățit, Albert? Edviga a dat colț să vină încoace. Băiete, da, un licăr la masa asta. Da, doamne, ce licăr doriți? Nu te pot suferi. Da, știu. De unde știi? Adică, așa, n-am de unde să știu. Vă duc licărul, doamne. Pentru ce nu-mi spui tu? De față cu toată lumea. Și ce cu lumea? Puțin îmi pasă mie de lume și ție de asemenea. Dar ți-e frică, ți-e frică de dama de la casă. Mie? Da. Ție. Să fie mie frică de casieră, de ce? Spune-mi, Albert, e iubita ta? E, bravo, ai ce nimerică. Ascultă, sunt o femeie foarte liniștită, dar când mă scoate cineva din pepeni, încep să te văd așa fisticiu, voi sfârși neapărat cu un pistol să fii. Și nu spre mine, nu, ci spre tine, drag Albert, de aceea bagă bine de seamă să nu mă înșele, să nu mă înșele, o simplă bănuială îmi ajunge. Eu n-am nevoie de dovezi prea multe, să știi. Ce doriți să mai luați, doamnă? Iar încet? Păi, uite ce, în ce zi vom fi uniți pe toată viața? Da, în ce zi, exact, asta vă încă vezi. Nu știu nimic, să știi. Deocamdată, poziția ta e cam nesigură. Nu vreau să te țiu eu. Ai primit, nu-i așa? Eu? Tu ai primit, însă eu nu, Albert. Am nevoie să te stimez. Pentru un moment, să trăiască fiecare pentru sine. Dar dacă situația ți se îmbunătățește, dacă aduni bani, mergem, găsim vreun primar oarecare și ne vom uni pe viață.
Definitiv. E regulă, ne-am înțeles. Ce mai luați, Alberta? Ce mai luați? Ce dragă, sunt chemer. Bine, bine. Acum plec. Când te mai văz? Da, știu și eu. Unde când? Tot în pavilionul din Bois de Boulogne? Pune la miezul nopții. Bine. Va să zic că mă lași să plec, da? Ce? Da, mă lași să plec. Și nu mă întrebi când mai viu. Da, exact, când mai vii. Când mai vii? Așa se vorbește cu o iubită? Nu te pot suferi. Și lasă că te găsesc eu și nicio bănuială, auzi? Nicio bănuială, mai înțeles? E regulă, dar... Bine, doamnă! Gata, acum, doamnă casieră, putem vorbi. O să zic că se ține scai după dumneata. Așa cum ai văzut. Ea spune că mă iubește. Asta mă mângâie oarecum că nu sunt iubit... De cine? De o femeie frumoasă, care m-a umilit, doamnă Mima. M-a tratat ca pe cel din urmă dintre cei mai de rând, fără măcar să se uite la mine. Eu să o iubesc, continui să o iubesc. Mă rog, să o lăsăm pe altă dată, să povestesc eu. Vine domnul Bigredon să iau capuținerul domnului Bigredon. Fiecare zi vine să-și ia capuținerul. Spune și-mi, să nu te saturi de viața asta monotonă. Domnule Bigredon! Bine, mulțumesc, lasă-l pe masă. Unde e patronul? Nu e aici. Du-te de-l caut, am să-i spun ceva. Este în pivniță, mă duc după el. Îl trimit la dumneavoastră. Așa că, doamnă casieră, rămân puțin singur în pivniță. Crezi că mi-a stricat un pahar de vin? Nu, am să văd. Uite că prințesa capucinerilor și limonadei vine să te înlocuiască. A catadixit să vină. Poftiți, treceți, domnișoară Ivon. Până să trec, ascultă ce-ți spun. Am trecut prin bucătărie. Masa e cum ai lăsat-o. Ai sprăvit de mâncat de 20 de minute și nici nu ți-ai dat osteneala să strângi tacâmurile. Mă duc să le strâng, domnișoară. Te rog. Ah, trebuia să mă umilească ea ca întotdeauna. Dragă doamnă Mirma, da. Poți pleca acum. Mulțumesc. Am mai întârziat cu lecțiile. Mulțumesc foarte mult, domnișoară Ivon. Am plecat. La revedere. Mulțumesc foarte mult, domnișoară Ivon. La revedere. Ivon, ce-ai făcut? Ți-ai luat lecția de pian? Da, papa. Ce ți-a dat să cânti? Din Schumann. Din ce? Din Schumann. Da. Și-a făcut toată ora? Da, papa. Dar azi dimineață ți-ai luat lecția de engleză? Da, papa. Ce ți-a dat azi profesoara? Am tradus din Longfellow. Cum ai zis? Din Longfellow, papa. Din Longfellow? Da, sigur. Și și-a făcut toată ora? Da, papa, da. Foarte bine. Bună ziua, domnule Bigredon. Bună ziua, domnule Philibert. Am trimis pe băiat să te cheme pentru că am să-ți comunic niște lucruri de importanță capitală. E drăguță, fetița mea. Ce zici, domnule Bigredon? Da, e foarte drăguță. Mă asculți? Învață foarte bine. Când mi-a spus anume tot ce învață, m-am crucit. Zău așa. Ascultă, am să-ți spun niște lucruri extraordinare. Dumneata... Tot cu combinațiile dumitale și toate extraordinare. În care dumneata ai să ai partea leului. Cum adică, ce mai fi și asta? În privința lui Albert. Ce îl privește pe el, mă gândesc numai la un lucru. Că l-am lăsat singur în pivniță. Să fi văzut cum îi străluceau ochii când se uita la butoaie. Lasă, nu face nimic. Da, dumitale și-o fi dând mâna. Că nu-i vină dumitale. Eu mă duc după el. Ei, lucru dracului, stai pe loc, n-auzi? Ce? De ce? Știi ce i s-a întâmplat chelnerului dumitale? Ce i s-a întâmplat? Dă-te mai lângă mine. Da. A moștenit 800.000 de franci. Ce ai spus? A fost crescut într-un castel. Știam asta, mi-a spus și mie povestea vieții lui. Ei bine, cel care l-a adus la castel a plecat într-o călătorie în jurul pământului. A suferit un accident. A pierit parcă înghițit de pământ sau mai știu eu de ce. S-a găsit doar portofelul lui. Ce? În portofel s-a găsit un testament. Auzi, un testament. Și prin acest testament lasă 800.000 de franci lui Albert. Nu să mă. Pentru că îl știa iubitor de cărți și de istorie. E, cum venerabilul nu avea copii și a adus aminte de Albert. Strașnică veste. Când îi spune lui Albert, o să rămâie cu gura căscată. Nu, să nu faci cumva așa ceva. Deci, înainte de toate, trebuie să stragi dumneata spuza pe turtă. Cum asta? Albert n-o să afle asta decât peste un ceas. I s-a trimis de la domnul Jedubois, notarul, da? Știu asta de la un secretar al lui, o scrisoare recomandată. Această scrisoare o să-i fie adusă cu ultima cursă, cam peste un ceas. Așa. Până să sosească scrisoarea, trebuie să pui numai decât stăpânire pe Albert și să-ți rezervi 200.000 de franci din moștenirea lui. 200.000 de franci? Nimic mai lezne cu mijlocul pe care ți l-am pregătit eu. Ia, ascultă, ce mai e și coscăria asta? Nu e nicio coscărie.
Cum? Îți vei asigura serviciile lui Albert pe un timp de 20 de ani de aici înainte, cu plata de 5.000 de franci pe an. Ce să... Îi faci un contract și îl pui să-i scălească și precizezi acolo. Pe o perioadă de 20 de ani. Na, mai dă mult, te rog. 5.000 de vraj bani. Da. Ce, nu e sănătos? Păi n-am moștenit eu. Nu pricep că vei avea în serviciul dumitale un om cu avere de 800.000 de franci? Și ce, eu nu ți-o lasă. Înțelegi, dumneata, că pățână de... Ce? Domnule de... Filibert, că băiatul ăsta nu o să mai vrea să ducă tava prin cafenea când nu avea 800.000 de franci ai lui? Da, și ce? Și că îndată ce îi va intra averea pe mână, o să plece să-și vadă de treabă? Dar dacă treaba lui să plece. Ah, tare greu mai pricepi. Dar cum, domnule, dacă... Îl pui să-i scălească angajamentul pe 20 de ani de acum înainte. E. Nu înțelegi că nu o să mai poată pleca fără să plătească o despăgubire de 200.000 de franci pe care am pus-o acolo, pe hârtia asta și pe care am să-l pui să o iscălească? Da. Cum nu o să mai vrea să rămâie chelner, îți plătește dumitale 200.000 de franci și pleacă. Ce? Nu-i bună combinația mea? Bă, cugetă! Da, cuget! Am cugetat, gata! Bravo! Am cugetat! Ia uite, vine Albert! Aoleu, ce greu calcă! Mi-a secat un butoi! Cu atât mai bine, cu cât e mai cu chef la cap, cu atât va merge mai bine! Să dea cu zice, mă! Nimeni nu poate spune că m-a văzut pe mine beat vreodată, niciodată nu m-a văzut. Albert, da, dar eu sunt Albert, eu te cunosc pe mine, eu știu și cum te cheamă, dar spun altădată, nu acum. Da, ascultă, Albert, ascultă, da, stăpânul dumitale, domnul Filibert, m-a însărcinat să spun ceva. O fi vrând să-mi dea papuci, nu? Nu, să-ți dea pașaportul, din potrivă. Stăpânul dumitale se gândește să-ți mărească leafa și-a dat seama că ești un băiat inteligent. Ei, nu mă topi. No, ci... Dumneata, nu ești un băiat inteligent? Eu, sigur că sunt. Atunci... Numai că el nu poate fi în stare să recunoască asta. Pentru că domnul Filibert e o oaie. No, Berbec cel mult. Ce și-a spus patronul dumitale? Vreau să mă asigur de băiatul ăsta și o să-i dau 5.000 de franci pe an. De acord. Și o să-i fac un contract pe 20 de ani. Foarte bine, de acord. Dacă unul din doi părăsește pe celălalt, va trebui să-i plătească o despăgubire. Astea sunt condițiile stăpânului tău. E drept sau nu? E foarte drept. Despăgubirea e de 200.000 de franci. Numai atâta? Nu se poate mai mult? Poate că odată și odată o să sature de mutra mea și... Nu, e atât cât trebuie. Dacă pune mai mult, n-ar fi serios. Ar vicia contractul. Bine, accept. Așa, iscălește aici, dragul meu, Albert. După mamă mă cheamă Loriflon. Albert frumos, Loriflon. Frumos nume, așa. Loriflon. Domnule Filibert. Da, iată-mă, aici. Așa, iscălește și dumneata aici. Da, sigur. Așa. Am iscălit. Gata, afacerea s-a făcut. Da, domnișoare. Iar o să mă umilească fata asta. Da, domnișoare Ivona. Te rog. Nu vreau să-ți fac nicio observație în fața clienților, dar ți-am spus de 3 ori la rând să nu mai lași risipite farfurioarele pe masă. Ce dăruși? Ești și băut? Eu? Am să spun, Toni, că trebuie să pleci de la noastră seară. Să plec eu? Eu, domnișoară, dar nici nu mă gândesc. Adică nici nu te gândești. Păi, azi suntem în 15 aprilie 1911, nu-i așa, domnișoară Ivana? Așa e, pentru ce? Pentru că eu n-am să plec de aici decât în 15 aprilie 1931. Ce? Puteți căuta de pe acum pe cineva pentru atunci. Ești beat de tot, băiete. Îți fac socoterea numai decât. Ți se datorează 45 de franci pentru luna asta. 45 de franci și 7 franci pe care i-ai dat că am plumbut bucătăresei. Ceea ce face în total 52 de franci. E așa? Nu e așa. Cum nu e așa? Socoteala exactă e așa. Totalul face 52 de franci plus alte 200 de mii de franci. Papa! Da, ce e, Ivon? Ce e? Papa, dă-l afară pe acest om. Nu, asta nu se poate. Te rog, își bate joc de mine, de fiica dumitale. Lasă asta acum. Am să spui eu mai târziu ce este. Acum înainte nu o să mă mai călcați voi pe coadă. Bună. Am o scrisoare pentru dumneata, domnule Albert! O scrisoare? Poftim!
Bună ziua! Domnul Gervois, notar! Ce mai vinează? Ha? Ce? Ce este? Eu sunt beat, eu nu m-am trezit, eu sunt... Am moștenit 800 de mii de franci? Uitați-vă, așa scrie aici, am moștenit 800 de mii de franci, domnilor, sunt un om norocos, am să fac călătorii de studii, am să scap de robia asta din caferare. Te felicit, Albert, suntem cu toții foarte mulțumiți. Ai văzut, Albert, ai văzut? Și nivel, combinația ne-a mers ca pe roate. Am să port numai ghete de lac și o să-mi văd și sub ochii, o să călătoresc. Da, am să am un scop precis, să cunosc istoria, chiar acolo unde s-a făcut istoria. Ah, câte locuri am să vizitez, eu am să le cercetez. Da, până una alta, să știți, domnule, că îmi cumpăr un automobil. Bravo. Un automobil și un cățel. Și am să caut și pe fata aia elegantă care m-a jignit mai de una. Vă rog pe toți un singur lucru. Dacă vine să mă caute o persoană, o cântăreață cam între două vârste așa, se spune că eu am plecat departe să-mi văd familia. Da. Bine. Uitare, patroare, să știi, spun că n-am să plec chiar așa de curând. Nu te las eu încurcat, aștept să-ți găsești pe cineva. Banu, scumpul meu Albert. Dacă vrei, poți pleca numai decât. Nu, ești prea bun, dar... Știi că îmi datorez 52 de franci. Înțelegi că în situația mea poți să-ți dăriesc, să faci cu ei un cadou, domnișoare Ivon. Na, socotelile trebuie făcute în regulă. Îți sunt dator 52 de franci. O să-mi scazi din cei 200 de mii. Din cei 200 de mii? Vezi bine, de vreme ce părăsești cafeneaua asta, scumpul meu Albert, trebuie să-mi plătești despăgubirea. Ia stai, stai. Păi stau. Cum se poate asta, domnule Migrodon? Ce este? Păi dar nu se poate. Dacă aș știu că primesc o moștenire, eu n-aș fi scălit. Da, e scălit. Da, eu nu vreau să dau ăștia 200 de mii de franci. Atunci rămâi în cafenea chelner. Așa? Da. Bine. Am să rămân. Vezi, Migrodon, rămâne în serviciu și am să-i dau 5.000 de franci bani timp de 20 de ani. Nu. Nu-mi pasă ce șușotiți voi acolo. Am eu un plan grozav. N-ai să ai ce să faci 4 ani, ai să vrei să scapi dumneata de mine. Uite, îmi pun planul în aplicare chiar acum. Vin două persoane. Vede, vino și ia necomanda. Albert, vezi la numărul 3. N-am chef, sunt cam obosit. Ce face? Face că sunt obosit, nu s-aude? Știi că ai face bine să te mai miști și metanițel? Bagă bine de seamă că e grav ce spui. Du-te și servește greții. Ți-am mai spus, moșulic, că sunt obosit, ce ești surd. Vezi, Migrodon, vezi, trebuie să servesc eu, e de nesuferit. Chelner, un coniac și o cafea. Patroane, n-auzi? Ce este? Ia comandă la domnii. Dar ce, tu nu vrei să servești? Bără, servesc, zi-l-o dată. Așa, v-am dat un pahar mare de coniac pentru că ne costă foarte ieftin, fiindcă e fabricat cu spir de lemne și cu pingele de cizmă. În ce privește cafea, o văton foarte puține pentru că e zeamă de tutun și e foarte dăurătoare sănătății. Vă rog să scuzați, domnilor și doamnelor, poftiți, v-am adus și eu alte pahare potrivite pentru coniac și cafea. Migrodon, vină cu mine să stăm de vorbă. E nemaipomenit. Extraordinar. Ce are băiatul ăsta? Și patronul ăsta care lasă să-și facă de cap e tare nostiv. Eu trebuie să plec. Iar eu mă duc la berăria Butoiul de Bere, unde am întâlnire cu Bezar. Dar îl aduc aici ca să ne amuzăm de patron și de chelnerul lui. O sute de mine. Albert, ce rândașule? Făceam curat în fața bucătăriei. Așa? Când am auzit ce vorbeau stăpânul cu Bigrodon în bucătărie. Și? Ia seama, Albert, Bigrodon spunea: trebuie chemat portărelul să constate că îți răspunde obraznic. Și în cazul ăsta se cheamă că tot el pleacă de la dumneata de vreme ce te silește să-l dai afară. Mm-hmm. Albert, acum îi sunt la portărel. La portărel? Da. Portărelul șade aici, deasupra, la etajul al doilea. Da, știu, biroul era al doilea. Da. Eu plec la treburile mele, fii atent. Bine, îți mulțumesc. Aici, pe dar, e mai bine ca la Butoiul cu bere. Dar te o distracție cruzată. Uite că i-a
Domnule Portărel, domnule Portărel, stai pe scaunul ăla din fund. De acolo poți să observi și să auzi tot. Eu cu bigre nu te băgăm în seamă. Băiete, două coniacuri și două cafele. Fii atent, Portărelul mă urmărește. Vine îndată! E bun coniacul? Prima calitate, domnule. E al dracului. Dar cafeaua? Când doriți o cafea grozavă, veniți la cafeneaua noastră. Mai pomenit, uite ce strașnic se poartă tocmai când Portărelul e de față. Ascultă, Kellner, totdeauna servește așa de bine? Dar cum altfel, domnule, am un patron excelent pe care respect și iubesc. Aoleu, m-a mars, Portărelul nu se constate nimic rău în purtarea Kellnerului. Am salvat cele 200 de mii de franci. Mai departe o să văd ce am să fac. Elegant restaurant. Aș vrea să stau la masa asta. E rezervat, domnule. Domnule? Bigredon mă numesc. De cine a fost rezervată, domnule Girant? De domnul Loriflon. De Albert, care va să zic. Da, masa asta l-altă? Tot reținută, domnule, de către domnul Pluvier, un vechi client al casei. Atunci mă duc să caut o altă masă pe aici, pe undeva. Cum doriți, domnule... Bigredon. Așa mă numesc. Aștept o persoană cu care trebuie să supez. Pe un domn Philibert. Ce, iar ai venit, Arthur? Iar? Ne cunoaștem, am fost prieteni, nu zic ba. Dar nu-ți vorbesc pentru mine, ci pentru local. Nu e plăcut pentru oaspeții noștri să știe că avem în permanență în local pe unul de la poliție. Așa că, Arthur... Dragă, dar nimeni nu știe că sunt de la poliție. Asta sau crezi tu? Îți dai niște aere misterioase că imediat te bănuie omul că ești de unde ești. Păi am să dau zilele astea lovitură care să te lase cu gura căscată. Ascult, Arthur, n-aș vrea ca lucrurile astea să se petreacă în localul nostru. Nu-i plăcut. E o reclamă proastă. Așa că te rog, cară-te. Bine, plec. Dar n-avea grijă, o să revin la timpul potrivit. Asta e masa rezervată domnului Loriflo? Da, domnișoară. Domnișoara Beranger d'Aquitaine. Jacqueline, hai să ne așezăm. Loriflan ne-a sosit fiul. Da, vine el. Comanda o luăm când vine domnul Loriflan? Da. Prea bine, dacă aveți nevoie de ceva, chemați-mă pe mine sau pe... Da, domnule. Dar tu, dragă Beranger, ca prietena lui, nu poți spune unde e? De ce vine așa de târziu? Ha, iubita mea, Jacqueline, vrei să-ți spun drept? Mm-hmm. Nici eu nu știu. Nici unde e, nici ce face. Nu? E ciudat chiar tu, prietena lui, să nu știi nimic despre Loriflan. Să știi că e curatul adevăr. Niciodată nu l-am văzut ziua pe lumină, ci numai noaptea. De la 12:30 înainte stăm în localul ăsta până la 2-3 după miezul nopții, iar la 7:15 îl scoală deșteptătorul pe care îl pune întotdeauna lângă el. Eu, în locul tău, aș căuta să aflu ce face el de la 8 dimineața până la miezul nopții. Admițând că ar fi ocupat la o bancă. Până la miezul nopții, totuși, nu poate lucra mereu. Deci nu pui să-l urmărească. Nu vreau să mă amestec. Nu simt câtuși de puțin să pătrund în misterul vieții lui. Deocamdată nu mă deranjează. Ce-mi doresc? Da? Am de la el. De curând mi-a făcut cadou un inel destul de scump. Vrea să învăț piano, să iau lecții de limba engleză, mă pisează mereu. Da. Mă duc să mă pudrez puțin, sunt cam de coafat. Hai că merg și eu cu tine. Arăjez și eu puțin, hai. Da. Te urmez. De ce m-ai adus aici, domnule Bigred, în locul ăsta luxos? Ce-ți venit, domnule? Așează-te. Așa. Da. Nu înțelegi? Pe Albert nu știe nimeni de Kellner aici. E, și ce dacă... El când vine prin locurile de noapte, uite că e Kellner. Când ne vede pe noi și aduce aminte. Da, și? Asta e una. A doua e că e teamă să nu-l dăm de gol, să nu afle lumea și mai ales iubita lui că e Kellner. Plictisit, exasperat, o să sfârșească prin a ieși de la dumneata. Și vei scăpa de el
Ba, mai pui mâna și pe despăgubire. Acum să mâncăm și să bem ceva. Da, da, să mâncăm ceva care o să mă facă să cheltuiesc toată sudoarea mea de 15 zile. Păi ai mâncat ceva până am venit eu? E, da, da, după două, trei duzini de stridii și cât? O sticlă de pomrii, merit un supeu, serios, nu? E un pic devotamentul până acolo, că nu mănânc la mine acasă nimic, da, numai da. Că să pot mânca prin restaurante cu dumneavoastră. Da, și da, se cam vede, da. Uf. În sfârșit, comandă supeul. E comandă, eu mă duc să mă mai uit prin local. Nu se poate. Nu putem sta lângă ușa de la intrare. E un dute vino necontenit. Noi nu putem cânta acolo. Noi suntem mereu deranjate. Dar cine sunteți dumneavoastră? Edviga. Sunt cântăreața Edviga. Oh. Eu și cu cele patru surorele mele. Noi cântăm în toate serile la pavilionul din Bois de Boulogne. Mai avem de făcut o lună, dar acolo nu prea vine nimeni acum. Așa că în 15 zile am făcut abia 3 franci la chetă. Am vorbit cu patronul dumneavoastră, care ne-a angajat aici. Edviga, da? Cântăreața Edviga. Da. Atunci instalați-vă lângă scara cea mare. Unde? Acolo, stai, da. Stai puțin. Da, vă rog. Mi se pare că te cunosc. Damele îți sunt surori? Da, domnule, sunt cele 4 surori ale mele. Oh, ia uite-te. Dar cu celelalte 4 surori, altele decât astea, ce-ai făcut? Alte 4 surori ale da, mele? Da, celelalte 4 surori pe care le aveai acum un an la Café d'Anglais. Ah, yes. Nu mai sunt surorile mele. Oh. Astea sunt de o lună încoace, cele 4 surori ale mele. Cu ele cânt acum. Da. Mă rog. Duceți-vă la scara mare. Da? Să nu cântați melodii prea lungi. Din potrivă, foarte scurt este sistemul meu. Așa cântăm mai des, pauze mai des și chetele, firește tot așa de des. Nu. Doar 3 chete. Trei să chete. Nu plictisiți clientela. Treceți unde v-am spus. Da, la scara mare. Haideți, fetelor. Jacqueline, credeam că în timp ce noi ne-am mai împrospătat fardul și aranjat coafura, o să sosească și Albert, dar iată că ne-a sosit. Am constatat și eu, dragă. Mi-au foame. Să ne așezăm. Nu, o să sosească Albert, din moment în moment. Acum o să supăm. O să avem și muzică. Muzică pe aranjez. Da, scumpa mea, Jacqueline, muzică. Am văzut-o când intram noi în salon pe o cântăreață cu trupa ei, adineori. Da, cele 5 femei. Așa. Cântăreața are o voce foarte plăcută. Am mai auzit-o într-un local de noapte. Atunci o să ne distrăm bine. Dar vine și Albert mai repede. Vă rog, domnule, vă rog. Vă rog, domnule Pluvier. Mulțumesc. Aceasta este masa dumneavoastră. Mulțumesc. Să ne așezăm, Gastone, te rog. Ce frumos e aici. A? În Parisul, tot Paris. Când sosești din Poitiers la Paris, ești nerăbdător să te remarci. Da, cu inteligența dumitare naturală, dragă domnule Gastone, o să fii celebru la Paris în mai puțin de 6 luni. 6 luni? Da, da. Oh, ce lungi îmi par. Doar dacă nu dai peste un duel care să facă scandal. Dar duelurile acum sunt prea rare, dragul meu, prea rare. Domnule Pluvie, da. Cine sunt femeile de alături? De lângă masa noastră. Cea înaltă și blondă e Beranger d'Anguiterne, una din femeile cele mai de vază din Paris. Da. Are un iubit nou de vreo 15 zile. Nu-l cunosc. Dar cealaltă, aceea mică. O cheamă Jacqueline Coeur. E în curs de lansare, e de viitor. Vrei cumva să te prezint? Mă întrebi? Atunci să ne ridicăm, dragul meu. Da. Domnișoară Beranger, ce mai faci, domnișoară Beranger? Mulțumesc. Destul de bine, domnule Pluvier. Și dumneata, domnișoară Jacqueline, tot așa, destul de bine? Da, n-am de ce să mă plâng. Îmi permite să vi-l prezint pe prietenul meu, Vicomte Henri de Gastone. Dânsă, domnișoara Beranger d'Anguiterne, prietena dânsă, domnișoara Jacqueline Coeur, da? Încântată, domnișoara. Domnule Pluvier. Da, dragul meu? Domnule Pluvier, ouăle la napoliten sunt gata. Poftiți la masa dumneavoastră. Trebuie mâncate fierbinți. Mergeți să mâncați, aveți noroc. Dacă cumva vă invităm la masa noastră. Oh, nu. Așteptăm un domn. Atunci, deocamdată ne retragem. Uite-l, vine Albert, a intrat în local. Albert! Am cam întârziat. Așa, da, de unde? Puteai veni și mai târziu. Hai, dragă, nu mă mai certa, sunt destul de plictisit de viața pe care o duc. Am fost reținut de niște mari industriași englezi, 3 măgari care jucau cărți și nu mai vreau să plece din cafenea. Ce vrei, dragă Beranger, de bea scăpa și acum. Da. Cu ce trebuie să vă servesc? Ia de listă, mi-a tăcine sfătuiești să luăm
știi de ce îl întreb așa, ca să știu ce nu trebuie să iau. Crochete de pasăre. Las că le știu eu, știu eu ce băgați în ele. Dă-ne la început niște jumări, dar fără brânză, că știu că e veche. Pe niște vârfuri de sparangher, căsturana, vezi ce le facem. Friptură rece. De n-aia care s-a plimbat până la toate mesurile, n-a, știm noi, n-a. Păi atunci friptură caldă. Luați voi. Și câte un bic de garni. S-a notat. Și ce desert? Compot de fructe? Compot? Știu eu ce e compotul ăla. Toate resturile de fructe de pe farfurii, boabele de struguri uitate, prunele stricate și mușcate, toate trec la compot. Bă, Albert, cum vorbești? Lasă-ne, că eu mă pricep în materie. Și ce vin doriți? Eu șampanie. Eu vin de Burgoin. Bine, să-mi dai un vin ordinarie, mai sănătos. Bine, domnule. Filibert, ce mă și căută și asta pe aici? Eu mai lipsă. Iubito, scuze-mă câteva momente, un prieten îmi face semne să mă duc până la el. Lume nouă. Patrone, ce întâmplare să ne întâlnim aici? Da, îți plac chefurile, Albert, după câte văd. Așa, 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 dar și limitare. Nu vine cu un prieten. Dar domnișoarele cu care stai la masă știu că ești chelner. Habar n-au. Dar dacă a venit pe aici careva cu gândul să le-o spună, sunt în stare să-i zdrobesc măselele. Da, eu nu prea arăți bine la față. Și că dacă nu mai corespund așteptărilor dumitale, poți să mă dai afară. Nu, nu, asta nu. Atunci suportă-mă. Domnule... Domnule, amicul dumneavoastră pe care l-ați lăsat singur la masă, da, cum da. Să vă spun, s-a cam cherchelit. Ha? Bine de tot. Nu mai știi ce-i cu el. Poftiți, poftiți nota de plată și vă rugăm să-l duceți acasă. Da, da, bine, bine. Albert, plec. Bine faceți, domnule Filibert. Ia uite de că sprancea bun și a mâncat domnul Picret. Dragii mei, ne știu că din momentul ăsta nu o să ne mai deranjeze nimeni. Așa. Început și muzica. Dar s-a auzit cântărea. Are o voce admirabilă. Ascultă. Ani frumoși de odinioare. Ce voce are cântărea. Să plecăm imediat. Să plecăm imediat. Să plecăm. Nu, nu pot să ascult eu cântecul ăsta. E un cântec din copilăria mea pe care îl cânta bunica și mă impresionează prea tare. Plec, plec. Haideți în alt restaurant. Domnule Giran, spune-i te rog cântăreței să înceteze să mai cânte bucata asta. Dumnezeu îi face rău. Bine, domnișoară, mă duc când dată să-i spun. Merge, merge. Nu se mai urmă cu ăsta. Oricum, oricum. Te vezi, stai cu mine. Acum nu mai rămâne mai aici. Mă duc să-mi iau par de fiu și părere. Albert, unde te pleci așa? Cine a așteptat să te văd aici? Ce faci în localul ăsta, Albert? Păi ce să fac și eu pe aici cu... Servești aici? Exact, da, sigur că da, servesc aici. Am... Ai plecat de la cafeneaua aceea mică. Nu, 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 aici vin numai după miezul nopții, știi? Oh, hai să te istovești de tot, ce dragul să fac, meu. Întrebi? Dragule, eu mă duceam tocmai cu Cheta. Ne mai întâlnim în asta seară, da? Păi, sigur. Da, vin, Albert, vin, vin, hai, vin, vin, da, da, da. Încă nu, încă nu. Acum, acum mă așez ca plecare. Nu mănânci? Nu mi-e foame, nu mi-e... Dar ce vesel ești astă seara. Lasă-l dragă în apele lui, nu o să ne stricăm acum seara. Dar chiar nu o să ne stricăm seara, da, cu purtările lui. Ascultă, Albert, dacă te mai porți așa, te las repede, să știi. Aoleu, iar nu mai cânt, iar vine Erica cu Cheta. Gata, acum chiar trebuie să plecăm, Cheta. Da, merge, merge. Lasă, domnule, că avem noi cu cine să le distrăm. Domnule Pluvie. Da, vă rog. Domnule Pluvie, veniți la masa noastră. O să petrecem mai bine. Cu plăcere. Hai, hai. Spune-te, rog. Lasă. Hai, veniți. Să vă prezint domnule Albert Loriflon, domnul Pluvie, domnul Gastone. Încântat și eu. Aoleu, Edviga se îndreaptă spre noi. Mă scuzați o clipă. Albert, Albert, e cam nervos în seara asta. Știți, am o idee. Da. Hai să chemăm cântăreața să cânte pentru noi, numai pentru noi. Domnișoară cântăreață? Da. Dar ce doriți? Ce doriți? Să ne cânti numai pentru noi. Un cântec sentimental. Sentimental. Cu plăcere, cu mare plăcere. Plec să ne aduc ciuruga. Ți-am spus că nu-mi trebuie poliția în local. Îl vezi pe ăla, ăla care stă în picioare în mijlocul salonului? E suspect. Am auzit-o pe prietena lui, aia blondă, Beranger. Că nu știe pe unde umblă toată ziua. Apare numai noaptea. Du-te de te culcă. Nu vreau scandal în local. Bine, bine. Iar ne-am întâlnit, Albert. Dacă lucrăm în același local. Albert, vino să stai jos. Dar văd că-ți cunoaște numele, domnișoara. Te invită să stai cu ei la masă? Sau cam chercheli, dragă, ce să le Albert! Faci? Mă cheamă, după cum vezi, să stau cu ei la masă. Fantezie de oameni beți. Da, 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 Albert, vino mai repede și ți-a loc. Albert, mă face să așteptăm. Capricii, dragă, capricii de oameni cu chel. Vor să stea chelnerul cu ei la masă. Bine. Trebuie să mă duc la ei. Bine, du-te, dar să nu stai lângă aia blondă. Nu, nu, nu. Să nu stai lângă aia blondă, Albert. Vino, vino, vino.
Bine, da, că te hotărăști odată. Și mai ține și pe cântăreața aia de vorbă. Uite că vine și cântăreața cu trupa. Hai, așează-te odată. Nu, 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 acolo, aici, lângă mine. Domnișoară cântăreață, da, poți începe, dă-i drumul. Da. Pianul, vă rog. Bunica-și vede iară. Am văzut ai febră? Nu, lasă, ia mâna de pe mine. Ce fierbință! Nu, nimic, sunt bine. Spre soare, fata ei rămâne nepăsătoare. Dar ce se întâmplă? E bolnăvior, dragul meu, bă? Nu, nimic, dragul meu, bine. Tu vezi ce bine e lângă mine, Albert, tu vezi? Dă-te mai la o parte, dă-te mai încolo, nu, nu, nu. Murmură pe aici, de-a coa, Trestia, rogozul pe ape. Ce este ce s-a întâmplat? Înseamnă că doamna este o măgăriță. Măgăriță? Eu? Măgărița? Dar ce-i cu păiața asta bătrână? Eu? Păiat Albert? Albert, o lași tu să mă facă pe mine păiață? Tu ești Albert? Berenice să dormește așa cu prietenul meu Albert. Prietenul tău Albert? Nu te felicit Albert. O rămășiță reformată ca asta? Ia vină tu încoace să-ți arăt eu dacă sunt o reformată. Acum 5 ani am făcut o repriză de box la Olympia. Te rog, nu te arunci de doamna. Nu mai să-i zămâlgă câteva pene gâște Vezi să nu se rămână pe ruca în mâinile mele. Cu toate că nu țin deloc să-ți văd bila de biliard de desubt. O lasă-mă bat jocorască în continuare. Vesco, am mai spus că nu voi permite nimănui să se atingă de domnișoara Branjă. Albert, palmuiește. Domnule, considerați-vă palmuit, domnule. Bine, domnule. O să rezolvăm afacerea asta mâine. Gastonet, domnule Fluvie, da, dragul meu. Uite scandalul care-mi trebuie. Dar nu aici. Domnule, iată legitimația mea. Vă rog să mă urmați la secție. Ah, e providențial, polițaiul. Vă urmez, domnule, vă mulțumesc. Poftiți. După partea noastră. Am scăpat de scandal. Gastonet. Bravo, bravo, doamnă Mirna. Ai venit foarte de dimineața astăzi, înaintea lui Albert. Da, 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 dar n-am de gând să rămân. Mă duc la o nuntă. Astăzi va fi iarăși pe post de casieră domnișoara Ivon. Da, da. A fost așa de drăguță să-mi țină locul. Văd însă că Albert întârzie, ce-o fi cu el? Oh, o să certe iar patronul. E 8:05, uite și n-am. Eu, înainte de a începe curățenia, am trecut pe la un hotel din Champs-Élysées, da, unde doarme uneori. Așa, așa. Nu se culcase până la 5. Ei, nu spun. Nu era nici dezbrăcat. A fost dus la poliție. La poliție? Da, da. Comisarul i-a dat drumul. I-a povestit Albert ce a povestit. A râs și comisarul. Ei, nu mai spune. Da. Aia de mine, uite că au început să vină clienții și Albert nu e aici. Ce facem? Bună dimineața, domnule. Albert, bună dimineața. Ce bine că ai venit. Hai, Albert, hai, Albert. Să luăm loc, domnule Fluvie. Da, domnule general, să luăm loc și să vedem unde este omul nostru. Așadar, da, omul nostru, cum îi spusești, se pare că locuiește aici, în cafenea. Da, lucrul ăsta nu-l prea înțeleg, domnule general. După ceata cu domnul de Gastone, omul nostru, domnul Loriflan, a fost dus la poliție de un comisar prea zelos. Domnul Loriflan a plecat, deci fără să dea cat de vizită domnului Gastone. Eu i-am aflat adresa de la Edviga, cântăreața. Și cum? Dumneata nu-l cunoști mai de aproape? Nu, n-are nicio grijă, domnule general. E un gentleman, așa mi-a spus Beranger. De altfel știi că Beranger nu se apropie decât de bărbați unul și unul. Uite, se pare patronul cafenelii. Domnule, da? Mă iartă. Căutăm pe domnul Loriflan, nu-i aici? Da, e în pivniță, să trage vin în sticle din butoaie. Cum faci? Cu ce vă servim? Ce? Madeira. Da, două Madeira, mi le aduc îndată. Două Madeira. Ați întrebat de mine, domnilor? Da. Am întrebat de domnul Loriflan. Da. Eu sunt Loriflan. Da, ce înseamnă asta? Nu, nu a venit un client, da, mi-iertați, sunt singur și trebuie să... Îl servesc și mă întorc. Da, servesc... Domnule Pluvie, da, dacă ăsta care fără îndoială că e kelner e adversar domnului de Gastone, eu nu mai sunt de acord
să aibă loc duelul. Da. Ar fi dezonorant și pentru mine ca martor, dar și pentru toți. Aveți dreptate, dar să... Sunt la dispoziția dumneavoastră. Domnule Loriflan, dumneata ești chelner în cafeneaua asta. Da, domnule Cluvie, sunt chelner în cafeneaua asta. Și bănuiesc de ce ați venit aici. Îi datorez o reparație domnului de Gastone. Da. Nu ți-o cere. Da. O ceartă după un pahar de vin. Erați amândoi bine dispuși. Eu nu eram deloc bine dispus. Ei, domnule Loriflan, personal, cred că nu e nevoie de acest duel. Da, eu nu sunt de aceeași părere. Dar nici domnul de Gastone nu ține să bată, nu vrea. Atunci, de ce ați mai venit după mine? Așa, să vă spun eu care e realitatea. Da. Nu mai vreți duel pentru că eu sunt chelner, nu? Da. Așa e? Dar eu vreau. Dar domnule Loriflan, domnul de Gastone îți cere scuze. Da. Le primesc, dar nu m-ai înscris. Bine. Înscris. Fie și înscris. Da. Domnule Pluvie. Da, vă rog. Da, bineînțeles. Așa. Să mergem. Da. După Gastone, domnule general. Bună ziua. Albert, vino mai încoace. Da, vedeți. Vin să-ți iau locul acasă numai decât am venit. Mulțumesc, domnișoară Ivan, foarte drăguț. Albert, spune-mi, ce aveau domnii aceia cu dumneavoastră? Un duel, mi-au cerut scuze, da. Vezi bine, cum era să se bată cu dumneata? Ai grijă, doamnă Mirna, vin imediat, mă întorc repede. Mereu găsești ceva drăguț să-mi spună. Albert, uite, te caută cineva. Edviga, ea mai lipsea. Bună ziua, Albert. Bună ziua. Să nu ne pierdem vremea cu vorbe frerost. Mai întâi m-ai înșelat. Da, m-ai înșelat. Apoi nu mi-ai spus că ai căpătat o moștenire colosală. Aveam două motive să te omor, dragul meu. Dar am vorbit cu mama, care e o femeie cu mult bun simț, și mi-a spus că omenește n-am dreptul să omor un bărbat care are 800 de mii de franci. Consint, deci, nu numai să te iert, dragul meu, dar chiar să te iau de bărbat. Am venit să-ți spun să-ți pregătești fără întârziere actele. S-a sfârșit. Cum? Zic că nu mai rămâne decât să mă spânz. Te privește, dar după ce te însori cu mine, da? Hai, vino, Jacqueline. Doamnă casiere, doresc să vorbesc cu domnul Albert Loriflan. Da, e în stânga dumneavoastră. Da, spre fundul salonului, acela. Cu, Albert? Kellner? Kellner, mă fac de râs în Paris. Crezi eu când s-o afla că ai fost iubita unui Kellner? Mi-ai distrus cariera. Trebuie să-mi dai satisfacție. Să mă iei de nevastă. Să mă iei de nevastă. Bravo, bun, înțelege-te cu doamna. De altfel vă cunoașteți. Ia uite, cântăreața. Și domnișoara Benanger vrea să mă ia de bărbat Edviga. Femeia pierdută. Nu cumva ți închipi că o să te ia de nevastă, domnișoare. Ei, nu, că o să te ia pe dumneata. Cu mine e altceva, mă cunoaște de când eram domnișoară, nu? Domnișoară! Ha-ha! Obraznică! Uite, domnișoară, am luat informații precise despre dumneata. Cele patru cântărețe de ieri nu sunt surori. Cum sunt surori? Nu, sunt fetele dumitale. Afară de asta, mai ai trei băieți. Ce? Cum ai aflat? Nu, cred, Jacqueline, că ăsta i-a trecut pofta de măritiș. Dar măritișul tău? Asta e, că nici cu al meu nu mai am speranțe. N-ai văzut cum a dat Albert pe mâna cântăreții? Mm-hmm. Ci că să mă înțeleg eu cu ea în privința lui. Mm-hmm. Auzi, Jacqueline, mm-hmm. Ia hai să plecăm. Hai să plecăm. Cât lumea n-o să mă mai prindă nimeni în maghernită. Da. Doamna Irma, nu mă mai spânză. Așa, acasă. Poți pleca, doamna Irma. Mulțumesc care foarte mult, domnișoara Ivan. Da. Papa? Ivan, caserița în socoteala care ți-a lăsat-o, mi-e datoare cumva niște parale? Nu, papa. Cred că tocmai din potrivă. Da. Uite, a lăsat o notă. A plătit o factură croitorului pentru domnul Bigredon. Croitorului? Da, un frac. Dar asta e o prăznicie. Domnul Bigredon era mai venit cu 7 sau 8 prieteni. Li s-au servit 21 de halbe. Și-a plătit? Nu, a spus că e în socoteala ta, papa. Că face parte din planul de luptă ca să-l exaspereze pe Albert și să-i facă viața nesuferită. Ia spune-mi, ce vrea să zică toate comediile astea? Sunt lucruri pe care tu nu le poți pricepe. Papa! Cine dracu m-a pus să mă băiem așa, dandana? Uite-l pe domnul Bigredon. Da. Bună dimineața, bună dimineața. Bună. Știi că mă simt mai bine? Sunt încântat. Aseară am mâncat prea repede. Repede și mult. Ascultă, domnule Bigredon, a sosit momentul să vorbim serios. Da. Eu vreau să termin cheltuielile pe care m-a obligat să le fac. Fără niciun folos. Da.
Ivan, ți-ai făcut lecția de engleză? Da, papa. Mai am ceva de repetat singură, fără profesor. Cred, domnule Bigredon, că ne-am înțeles. Nu mai accept să mai dau niciun bani. Ne oprim la jumătate de drum, da. Domnule Filibert, da. Trebuie să-i facem cât mai multe neplăceri, cât mai multe necazuri, până s-o sătura și o lepăda șorțul. Da. Să-și lepede șorțul? Da. Să-l dați afară? Vă să zic așa stau în lucrurile. Așa e scopul planurilor, al combinațiilor dumitare, domnule Bigredon, îl atâne și pe toate în aceste uneziri. Nu prea înțeleg rostul acestor combinații, dar să știi că este dezgustător cum procedezi, domnule Bigredon. Da. Tată, simt nevoia de aer. Are dreptate. Am fost curat nebun că m-am luat după dumneata. Domnule Filibert, îmi trăsnește prin cap o idee miraculoasă care salvează totul. Nu vreau să știu. Nu vrei să o știi? Bine, atunci nu ți-o spun. Bine, spune-o, asta nu mă obligă la nimic. Cunoști fata care a ieșit acum de aici? Fata mea? Trebuie ca Albert să se însoare cu fata dumitale. Să se însoare cu fata mea? Așa e că ideea e genială. Stai. Dar știi că nu ești prost? Domnule Filibert. În fond, Albert nu e lipsit de calități. Numai că fata mea nu se vrea ruptul capului. De ce? Mândria, dragă, mândria. E destul că Albert a fost chelner aici. Spune-i că Albert are o slăbiciune pentru ce? Ea. Ce? Nici nu o să vrea să audă. Da, dacă se aranjează și dacă rămâne chelner fără leafă și cu banii lui... Bine, Albert, da. Să plecăm de aici și să punem la cale planul mai amănunțit. Bine, domnule, bine. Albert. Albert. Am să spui ceva. Ce, dragă? Bigredon și Filibert uneltesc împotriva ta o măgărie. Ce vorbești? Ia spune. Da. Vor să te însoare cu domnișoara Yvonne. Ce? Da. Tocmai făceam curat după tejdea, nu m-au văzut. Dar când am auzit despre ce e vorba, nu m-am arătat nici eu. Auzi, să te însoare cu o ființă pe care nu poți să o suferi. Da. Da, sigur. Sigur că e un motiv, da. Mai important e că eu în fața ei nu sunt decât un chelner, dragul meu. Dar cum? Tu acum ești mai bogat decât ea. Tu crezi că bogăția e totul? Eu am cunoscut tipi bogați cu titluri nobiliare care, ca suflet și caracter, nu se puteau compara cu tine, un biet rândaș. Nu banul hotărăște totul. E drept, domnișoara Yvonne nu e bogată și nici de viță nobile, dar ea e domnișoara Yvonne. Te pomenești că o iubești. Ce spui de... Nici n-am îndrăznit să am un astfel de gând. M-am îndrăgostit de cafeneaua asta. M-am mulțumit cu atât. În cafeneaua asta mică mai stă și domnișoara Yvonne din când în când. Aici pot auzi glasul. Lasă că nici tu nu ești de lepădat. Ești țipeș. Știi o mulțime de lucruri. Dar spune-mi, aș vrea să știu cum or să facă ei, Filibert și Bigredon, ca să vorbească domnișoarei. Eu știu. O să-i spună că ai cârlig la ea. Mă fac să roșesc până în vârful unghiilor. Nu trebuie să-i se spună una ca asta, nu. Nu, atunci nu e decât o cale să-i împiedici. Care? Să vorbești tu cu domnișoara și din vorbă în vorbă să o faci să înțeleagă că nu ai cârlig la ea. Dar de tare, trebuie să-i vorbesc, ha? De când vreau să-i vorbesc? Dar de data asta nu mai scap prilejul. Am să-i vorbesc. Poți pleca, dragul meu. Vine, domnișoară. Am impresia că rândașul nu și-a prea terminat curățenia în salon. Ai fi putut să observi și dumneata, Albert, treaba asta. Uite, pe sub tejghea mai rămas destul gunoi. Uite. Ești cam aspră cu mine, domnișoară Yvonne. Da. Domnișoară Yvonne, aș îndrăzni... Ce? Domnișoară, cu cel mai profund respect, cu tot respectul ce se cuvine. Ce, Albert? Parcă ai face o cerere la primar. Dă-mi voie să-ți vorbesc numai 5 minute, cu ceasul în mână. Vreau să-ți spun că dumneata ești însuflețită numai de sentimente alese și de aceea ești aspră cu mine. Uite, te rog, să vorbești mai clar, ca să te pot înțelege. Da, uite, eu așa cred că spui dumneata. Acum că băiatul ăsta e bogat, nu vreau să am aerul că mi-am schimbat purtarea pe care o am întotdeauna față de el. Nu. Limpede, că nu banii vor fi aceia care să mă facă să-mi schimb purtarea față de dumneata. Ce să înțeleg? Că vei fi mereu aspră cu mine? N-am spus asta. Vezi că minutele trec, Albert. Da. Ai dreptate, domnișoară. Vezi, sunt osândit să fiu nenorocit toată viața.
cum să vă spun eu, destinul îmi trimite bogăție, sute și sute de mii de franci, care nu-mi fac nicio plăcere. Mă pune în relație cu persoane foarte suspuse, care mă plictisesc. Și după asta, destinul îmi spune cu tonul lui răutăcios: de ce te plângi, Albert? Dar acest destin știe foarte bine că singura femeie care ar fi o adevărată fericire nu e făcută pentru mine. Domnișoară, te rog, te implor, spune-mi odată pentru totdeauna că mă disprețuiești. Cum aș putea spune un lucru așa de neadevărat? Și totuși, domnișoară, destinul rămâne crud cu mine. Sunt 15 zile de când în toate nopțile, de la 12 și jumătate în sus, caut să înfrunt destinul, să mă ridic deasupra situației mele nenorocite și nu mă încântă deloc, crede-mă. Eu vreau să rămân unde sunt. Liniștește-te, domnule Albert. Cred că voi lămuri cât se poate de neîntârziat unele lucruri. Nu, e greu, domnișoară, e foarte greu. Cu toate că aș părăsi cu inima sfâșiată cafeneaua asta, totuși, ce bine mi-ar părea ca tatăl dumitare să poată să mă dea afară. De ce atâta bucurie pentru un fapt care nu e în sine atât de vesel? Pentru că în cazul ăsta mi-a spune: haide, Albert, dă-i drumul, dă foc corăbiei, toată lumea pe punte, fă să fii dat afară, dar cel puțin dă-ți drumul, spune tot ce ai pe inimă. Numai că, vedeți, asta e soarta mea. Nu mă pot scăpa de taina care mă înnăbușă. Sunt nevoie să stau aici până la 15 aprilie 1931? Da. Și dacă aș spune ce am pe inimă, situația mea ar fi mai rea ca iadul. Și încă ceva. Vrei să spun ce mă face să sufăr și mai mult? Ce? Faptul că nu îndrăznesc să pierd orice nădejde. Dacă aș fi pierdut orice nădejde, aș fi mai liniștit. Și mi-aș spune: nu trebuie să iubești o femeie mai presus de situația ta. Nu, nu e bine. Nu trebuie să gândești astfel. Poate că așa va fi, dar vezi, meta dumneavoastră, că persoana despre care e vorba, desigur distinsă, învățată, nu bănuiește că chelnerul ăsta nu e chiar așa de prost. Are tot felul de gânduri, de dorinți, da, de ambiții. De... Dar mi se pare că au trecut cele 5 minute și vine și domnul Philibert. Da. Papa? Papa? Papa, unde ești? Da. Hai, vino, te rog. Da, fata mea, da. Papa, am să spun ceva foarte grav. Da. Vino mai aproape. Da, vino. N-am înțeles niciodată de ce băiatul ăsta nu poate să plece de la noi. E prea lung ca să se spune. Trebuie să plece numai decât. Uite, să spun, eu am un voială cu el. Dacă pleacă, trebuie să-mi plătească o sumă mare. De ce? Am făcut un contract. Bine, bine, dăruiește suma asta, te rog. E, ușor îți vine ție. Papa, dacă băiatul ăsta nu pleacă, plec eu. Ce vrea să zică tonul ăsta? Așa vorbești tu cu tatăl tău? Am spus ce am avut de spus. Ascultă, am să aranjez cu el. În fond, toată afacerea asta mă cam plictisește. Văd că nu vrea să plece. Și îi plătești 5.000 de franci pe an. Mă rog, o să vorbesc cu el. Te rog, papa, te rog chiar. Albert? Da, domnule. Albert, vino să-ți spun ceva. Da, domnule Philibert, mă ascult. M-am răzgândit. Îți ceream 200.000 de franci ca să te las să pleci. Nu ți-i mai cer. Poți să te duci. Nu plec, domnule Philibert. Pentru nimic în lume nu părăsesc localul ăsta. Asta e bună. Primi, poate să te dau afară ca să-ți plătesc eu 200.000 de franci? Nu, niciodată nu voi primi suma asta. Niciodată nu voi primi banii dumitale. Niciodată nu voi consimți să despoi pe Ivo... să-ți despoi familia, nu. Dar profit de faptul că nu mă poți da afară din localul ăsta pe care nu-l pot părăsi. Am îndurat tot felul de necazuri în cafeneaua dumitale, dar o iubesc, domnule Philibert. Mi-e dragă cafeneaua asta mică. Nu pot să mă despart de ea. E, comedie. E vorbit, nu vrea să plece. Profită că trebuie să-i plătesc o despăgubire de 200.000 de franci. Înțelegi că n-am de unde să-i plătesc suma asta. Atunci am să-i vorbesc eu. N-ai să-i zbutești nimic cu el. Am să văd. Cheamă-l. Albert! Da, domnule. Albert, te cheamă domnișoară. Da, domnișoară. Ce doriți? Albert, e adevărat ce spune papa? Nu-mi vine să cred. Ca să pleci din serviciu, cer 200.000 de franci? Nu, domnișoară, nu cer nimic. Nu vreau nimic. Nu vreau pur și simplu să părăsesc localul ăsta. Nu vrei să părăsești localul ăsta? E bine, nu știu dacă mi-e ceră dumneata, dacă ți-ar face mare plăcere să plec sau o plăcere cât de mică. Am plăcerea și pleacă. Bine, domnișoară. Bine. Am să plec. Dar ce ai? Ce-i cu dumneata? O, nimic, nițică emoție. Din pricina cafenelii. De altfel, de câte ori părăsesc un serviciu, mă cuprinde așa o emoție. O mare emoție. Nimic o să-mi treacă. Albert! Albert!
Îți faci atât de rău să părăsești casa asta? Domnișoară Ivon... Nu e un capriciu, un simțământ trecător care te face să iubești cafeneaua asta mică? Nu-i are din pricină că ai încercat decepții într-un restaurant mare? Nici nu pot spune prin cuvinte cât de mult iubesc cafeneaua asta mică. Albert. Dacă m-am dus prin marile restaurante, am făcut-o ca să mă amețesc, să-mi alin dragostea față de cafeneaua noastră. Adică, ba... Hai, așa, ai zis bine, cafeneaua noastră. Ei bine, Albert, dacă ții atât de mult la cafeneaua asta, dacă e sincer, nu o mai părăsi. E adevărat. Visez, Ivon. Acum nu visez, Albert. După cum nici eu nu visez acum. Pentru că ni s-au realizat la amândoi visele. Ivon. Și vreau să-ți mai spun ceva. Te-am iubit. Te-am iubit de când te-am văzut. Mă purtam aspru cu tine pentru a-mi ascunde dragostea. Hey, ce-ai făcut, Ivon? Rămâne, papa. Hey, vezi, o să l-am pe cap 20 de ani. A, nu, domnule, nu 20 de ani. Atunci pentru cât v-ați învoit? Pentru toată viața. Thank you.